O politică externă echilibrată, neutralitatea permanentă a Republicii Moldova și militare împotriva aderării la NATO sunt câteva dintre prioritățile prezentate de Partidul Socialiștilor pentru următorii 4 ani. Potrivit lui Vlad Bătrâncea, Republica Moldova nu trebuie să se implice în ostilități geopolitice și să-și păstreze suveranitatea și independența. Socialiștii și-au propus să formeze o opoziție puternică și să ajungă la guvernare. Aceștia nu exclud că ar putea scoate lumea la proteste împotriva actualei guvernări. Partidul Socialiștilor este cea mai mare forță de opoziție astăzi și, la sigur, avem cea mai mare experiență în organizarea luptei de opoziție. În această situație, Partidul Socialiștilor va face tot posibilul și va folosi toate instrumente democratice, legale, politice, juridice și, de ce nu, proteste,